Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Acum vreo săptămână le-am zis membrilor să-mi lase întrebări ca să fac un Q&A doar cu întrebările lor. Așa că astăzi le răspund la întrebări, dar voi restul nu fiți triști. Lăsați-mi întrebările voastre în secțiunea comentarii ca peste vreo săptămână să fac Q&A și cu întrebările celor care nu sunt membri. Hai să trecem la întrebări acum. Prima întrebare, cum ești în viața reală? Adică bun, rău? Majoritatea celor care m-au cunoscut pe internet și oricum, mai toți prietenii mei pe care mi-am făcut în ultimii ani, i-am făcut de pe internet, nu din realitate, că atât de antisocial sunt eu. Dar oricum, majoritatea oamenilor, după ce mă văd în realitate, vorbind o perioadă cu ei pe internet sau văzându-mă pe YouTube, îmi spun exact același lucru. Frate, ești ca în videoclipuri, ca pe live-uri, nicio diferență. Ceea ce mă încântă, pentru că eu unul nu sunt un prefăcut. Adică eu nu sunt genul ăla de om, că ați văzut cât de mulți youtuberi prefăcuți sunt care zic îmi place de X, îmi place de Y, mi-ar face plăcere să colaborez cu el și după aia îl bârfește de rău cu alții. Nu, eu mereu pe live-uri am zis care îmi place, care nu-mi place. Am vorbit despre o grămadă de subiecte pentru că nu mi-este frică să-mi exprim punctul de vedere. Adică cei care stați pe live-uri, chiar dacă mă joc un joc tâmpit sau stau pe OMTV, ați văzut că vorbesc despre corupție, despre politică, despre religie, despre pandemie, despre mașini, despre orice. Nu mi-este frică să-mi expun punctul de vedere, deși sunt conștient de faptul că dacă îmi dau o părere sinceră legată de un subiect anume, unora nu o să le placă ce spun eu, doar pentru că îi contrazic sau ceva de genul și o să-mi dea unsubscribe. Ceea ce nu mă deranjează pentru că asta e viața. Eu mi-asum tot ce spun, știu că spune niște lucruri care altora nu le convin, nu o să mă urmărească, dar asta e, decât să mă vând pentru o anume imagine care poate fi ștearsă în 2 timp și 3 mișcări la cea mai mică greșeală, mai bine sunt eu autentic și gata. Atât că nu dau foarte multe chestii din casă pe YouTube aici. Ceea ce vă sfătuiesc și pe voi, dacă vreți să vă apucați de YouTube sau de TikTok sau de orice, deci, pe scurt, vreți să deveniți un fel de influencer sau, cum se spunea acum 10 ani la TV, persoane publice, evitați să vă dați multe detalii personale, cum ar fi adresa, numărul de telefon, pentru că nu știți cum veți ajunge ca în moment ce veți crește pe platforma respectivă să vă caute toată lumea. Eu acum mai închid geamul că mai trec mașini. Da. Și revenind totuși la întrebarea asta, dacă sunt bun sau rău, deci în general sunt la fel ca pe YouTube aici, numai că eu am multe zile în care sunt morocănos, sunt genul de om care preferă să meargă în parc în timpul săptămânii când nu e nici dracu pe acolo și să mănânc floricele cu porumbei și decât să merg în cluburi să mă îmbăt, să mă droghez sau ce mai e la modă să faci în ziua de azi, prefer să merg la pește în weekend, să stau acolo pe baltă 12 ore și să prind 3 carași. Genul ăsta de om sunt eu. Nu-mi place aglomerația, nu-mi place să ies în evidență. Am pățit toată să mă recunosc cu un copil pe stradă și am rămas așa o leacă blocat că nu știam ce să fac. Adică în gândul meu eram coaie ăsta, altul nu și-a găsit să-l recunoască. Da, încă nu sunt obișnuit cu faptul că o să mă, la un moment dat, când o să mai cresc pe platforma asta, o să mă recunoască lumea și o să mă oprească pe stradă. Cât timp nu o să ajung să fiu urmărit de copii tâmpiți, e bine. Și sfatul meu, dacă găsiți pe stradă un om pe care îl apreciați pe internet, youtuber, stand-up-er, cântăreț, ce-o fi el, sfatul meu, dacă mai este cu cineva, lăsați-l în pace, maxim îl salutați și atâta. De exemplu, eu l-am găsit pe stradă pe Costea de la stand-up, de 2 ori. Odată eram cu cineva în mașină, odată eram pe jos. Și era cu copiii. Se plimba copiii pe calea Victoriei și se uitau toți 4 la o mașină, că sunt are mulți copii. Și deși eram cu telefonul în mână că îi dădeam cuiva mesaj, puteam să-l întreb, Costeluș, ne facem o poză sau să-mi făc o poză când el nu era atent, dar am preferat să nu-l deranjez, că mai ales că era în timpul său personal, era cu familia și doar l-am salutat din semn așa de respect că-l cunosc și-l apreciez. Și sfatul meu, când găsiți un YouTuber pe stradă, dacă vedeți că e cu prietenul, prietena și nu e singur sau nu e la ceva fan meeting sau e la coadă la magazin sau pe unde îl mai găsiți, lăsați-l în pace, maxim îl salutați și atâta. Nu îl mai zăpăciți cu poze, că poate n-are timp de d-astea. O să mai povestești aventuri din liceu? Da, și v-aș ruga pe cei care stați constant pe live-uri și mi-ați auzit poveștile de vreo 5-6 ori, vreau să mi le scrieți în comentarii, bine, nu cu totul, doar să-ți ziceți despre ce era vorba în povestea respectivă, astfel încât să mă orientez după
care au fost preferatele voastre, să încep cu ele să le povestesc, așa măcar o să le vadă, o să le audă și cei care n-au timp să stea pe live-uri cum stați voi. Haide, săptămâna viitoare începem cu poveștile din școală, liceu și în viitor, cine știe de unde o să mai fac diferite aventuri, să vi le povestesc. Lăsați-mi-le în comentarii, că eu oricum vă citesc toate comurile. Intră pe căcat.ro. Nu mersi că n-am chef să mă umplu de 70 de specii diferite cu tulpini de virus. E de ajuns că e pandemie, nu vreau să am alți virus în calculator. Ce e mai rău? Să mănânci sâmburi, stecași, prune sau să mănânci sâmburi de pepene, stecași, pepene? Cel mai rău e să mănânci căcat. How are you? I'm very good, you? Nouă bancă peste 9 luni cere pensie alimentară. Cred că replica asta mai citit-o în comentarii acum vreo 2 ani. Nu las că după 9 luni cere pensie alimentară. Pur și simplu, ce mi-ai lăsat tu aici este un sfat extrem de util pentru toți cocalarii care au peste 20 ceva de ani și umblă cu fetițe de școala generală. Ar trebui să ia lecții de la tine. Când o să joci Outlast? Cred că l-am jucat de 3 ori pe live. Fie episoade, fie pe live. Da, cam astea au fost întrebările de la membri. Deși am vreo 30 de membri, doar 8 mi-au comentat. Nu înțeleg de ce, înseamnă că restul n-aveau curiozități legate de mine. Sau doar și-au luat gradul ăla cel mai mic doar ca să se laude la prietenii lor și îi înțeleg. Cam astea au fost întrebările. Lăsați în comentarii întrebările voastre celor care nu sunteți membri, să fac și cu întrebările voastre în videoclip, pentru că și voi sunteți importanți, nu doar membrii. Și da, dacă vreți deveniți membru, de fapt știți ce? Hai că folosesc outro-ul de la un alt videoclip. Dacă vrei și alte videoclipuri de genul, apasă acum pe subscribe. Dacă devii membru, vei vedea vlogurile și restul videoclipurilor cu cel puțin o săptămână înaintea tuturor. Și până data viitoare vă las cu unul din videoclipurile astea de pe lângă capul meu. Hai, ceaule tuturor!